Hello! A trebuit să fac acest video pentru că mi-ați cerut foarte mulți dintre voi și, în al doilea rând, este datoria mea să vă fiu alături și de această dată și în aceste circunstanțe dintr-o perspectivă psihologică, emoțională și mai ales spirituală. Ceea ce se întâmplă acum la nivel mondial, această criză, această epidemie, este un stimul foarte agresiv din interior. Până acum, noi nu-i facem foarte bine față din punct de vedere interior. Nu reacționăm foarte bine, am intrat cu toți într-o panică, cred, într-o isterie și nu facem decât să propagăm și mai mult această stare și această realitate și frica nu poate atrage decât frică și interpretăm totul într-un mod foarte, foarte exagerat și nu luăm decizii foarte bune fiind în frică. Corpul nostru este mai vulnerabil atunci când suntem stresați și când trăim cu acel sentiment de frică. Așadar, sunt foarte multe motive pentru care ar fi ideal să ne găsim echilibru chiar în această situație și să vedem cum abordăm această problemă dintr-un punct de vedere spiritual, astfel încât să fie un motiv de evoluție, un motiv de creștere, un prilej prin care noi să ieșim de aici cu bine și cu niște lecții învățate. Lumea exterioară este oglinda interiorului nostru și mie acest virus mi se pare oglindirea perfectă a interiorului nostru individual, dar și colectiv. Cu toții trăim de foarte mult timp în frică. După cum ați observat, acest virus a activat cele mai adânci frici ale noastre și care sunt ale? Frica de necunoscut, da, de aia reacționăm atât de grav pentru că nu știm de fapt cum lucrează, cum reacționează trupul nostru și așa mai departe. Sunt foarte multe necunoscute legate de el. Apoi frica de boală, frica de moarte, frica ca cei dragi să nu pățească ceva. Deci sunt toate aceste frici care sunt frici individuale și aproape cu toții le avem, dar mai ales sunt frici colective. Și acest virus este oglindirea perfectă a acestei stări generale a noastre. De aceea susțin că este în același timp și prilejul ideal ca noi să schimbăm ceva atât în interiorul nostru, cât și la nivel global. Frica, în acest caz, după părerea mea, face mult mai multe ravagii decât face virusul în sine, atât la nivel social cât și economic, dar mai ales la nivel psihologic și emoțional. De aceea este foarte bine ca în această perioadă să fim foarte atenți la noi și să vedem cum abordăm această problemă astfel încât să ne regăsim echilibru și să nu ne ducem așa cu această isterie și cu această panică, frică și paranoia pentru că nu rezolvăm absolut nimic. Mai departe de lucruri de bun simț pe care le putem face și nu o să le dezvolt eu pentru că o fac mulți alții și nu sunt niciun specialist în domeniu, dar să avem o igienă adecvată, să nu ieșim din casă decât dacă trebuie, să fim mai precauți în această perioadă, să avem grijă de cei din jurul nostru. Deci în afară de aceste lucruri de bun simț, mai departe de atât, frica nu ajută cu absolut nimic. În primul rând, frica ne face să luăm niște decizii absolut idiote, sincer vorbesc. Oamenii în frică nu reacționează așa cum ar trebui și nu iau cele mai inteligente decizii, pentru binele lor și pentru binele celorlalți. Un exemplu super banal poate fi acesta, că toată lumea a năvălit. În exemplu, astăzi am fost să cumpăr ceva de mâncare și am văzut coadă la farmacie, cred că erau minim 70-80 de oameni. Deci oamenii din frică s-au dus la farmacie să-și ia medicamente. Nici măcar nu știu ce medicamente și-au, pentru că sunt doar niște supoziții aceste medicamente care ar putea ajuta. Și stăteau acolo îngrămădiți aproape 100 de oameni. Deci vedeți că aceea a fost o decizie a lor din frică. Bun, mi-e frică, mă duc să-mi iau medicamente și totuși s-au supus unui risc stând în acea coadă. Deci frica nu ne face, da, frica ne ajută la supraviețuire, dar este un nivel. Apoi, mai departe de acolo, frica nu ajută la absolut nimic. În al doilea rând, starea noastră de frică și stres în această perioadă ne face trupul mult mai vulnerabil, pentru că stresul este demonstrat științific că scade sistemul imunitar, trupul nostru, atât trupul cât și mintea, intră în starea de luptă sau fuge, așa se numește, și eliberează foarte multă adrenalină,
avem palpitații, stăm în această stare de stres. În această stare, corpul nu este în homeostază. Homeostaza este starea lui de echilibru în care el poate face față cu brio stimulilor din exterior și este pur și simplu în el în echilibru și știe ce are de făcut. Ei bine, doar în starea noastră naturală de relaxare, corpul este în homeostază. Nu cred că trebuie acum să stau să vă conving de ce nu trebuie să fim în panică, pentru că panica nu atrage decât panică și frica nu atrage decât frica și știți că interpretăm realitatea exterioară prin acele sentimente, adică în starea noastră de frică, automat nu o să observăm decât cele mai nasoale știri și cele mai nasoale vești. Așa interpretăm noi realitatea. Atunci când suntem în frică, orice am vedea, interpretăm astfel încât să ne fie și mai frică. Mintea, din păcate, ne autosabotează. Ne sabotează într-un mod foarte interesant în această perioadă, pentru că ei cumva îi se demonstrează că toate acele frici ale ei se adeveresc. Și de aceea și această stare a noastră. Și după, o să observați în jurul vostru oameni foarte pesimiști sau foarte negativiști. Acei oameni negativiști, care sunt deja paranoici, o să vedeți că îi virusează oarecum și pe ceilalți. Dacă stai de vorbă cu o persoană negativistă, o să vezi că începi să vezi realitatea ca el. Și asta se întâmplă și cu știrile. Chiar dacă tu te ții bine pe poziții, dacă vezi o știre, imediat îți distruge echilibru și începi să vezi lucrurile într-o lumină mult, mult mai proastă. Dar acum haideți să punem punctul pe ei. De ce sunteți aici pe acest video? Dacă cumva sunteți aici, înseamnă că voi credeți în faptul că noi suntem ceva mai mult decât acest trup și credeți în puterea noastră interioară și în spirit, în mental. Vă dați seama că noi avem o responsabilitate pentru această situație exterioară. Degeaba lucrăm cu toții și studiem tehnici spirituale, citim cărți, lucrăm cu noi, medităm. Degeaba am strâns toate acestea dacă nu le punem în aplicare și dacă nu le punem în aplicare în momente ca acestea, atunci când? Așadar, toți oamenii spirituali cred că au o responsabilitate să-și testeze acum tot ce au învățat și tot ce au acumulat până în acest moment. Trăim într-o perioadă cu o energie foarte elevată și cu o putere de materializare foarte mare. Și eu cred că această epidemie, coronavirus, cred că este fix ieșirea la suprafața celor mai mari frici ale noastre, atât la nivel individual, cât și la nivel global. Eu cred că tuturor de foarte mult timp ne este foarte frică de boli. Ne simțim în nesiguranță și asta cred eu că e cea mai mare problemă. Eu cred că noi, cumva inconștient sau conștient, de foarte mult timp vedem această viață și această lume exterioară ca fiind nesigură. Și ghiși ce? Această epidemie ne arată fix asta, dar într-un mod, cred eu, într-un mod ne ia cu ușorul și ne arată, bă, uite ce s-ar putea întâmpla, dar totuși nu este atât de grav și putem face ceva în legătură cu asta. Deci eu cred că acest virus este fix oglindirea perfectă a faptului că noi percepem viața și lumea ca fiind nesigură. Și cum totul pornește din interior, dar noi reflectăm din interior ceea ce se întâmplă în exterior, dacă cumva vă asumați această responsabilitate, avem și posibilitatea ca noi să schimbăm acest lucru și să folosim această oportunitate în folosul nostru și în folosul întregului glob, luându-ne puterea înapoi și schimbând direcția și hotărând altceva. Acum lucrurile au oarecum, iau un curs, ei bine, noi putem hotărâ, acum este ca o intersecție de drumuri în care noi putem hotărâ o altă direcție. Avem puterea asta. Puterea noastră interioară acum, hotărârea aceasta și acțiunea, că până la urmă trebuie să facem ceva, trebuie să fie mult mai mare decât stimulul, adică trebuie să fie mult mai mare decât această epidemie psihologică și emoțională, pentru că acum ne referim fix la acest nivel interior. Deci, cumva, această hotărâre trebuie să o depășească pe cea care vine automat din exterior, acest stimul exterior care ne dă acea senzație de frică și nesiguranță.
Eu asta cred că este lecția acestei experiențe comune. Această hotărâre a noastră și această responsabilitate ca noi să ne decidem cu adevărat prin propria putere și prin propriul merit că viața este sigură, că merităm sănătate atât noi cât și cei din jurul nostru și mai mult decât atât ne arată cât suntem deconectați. Uitați-vă cât suntem deconectați, acest virus ne-a demonstrat asta și acest virus se transmite de la om la om, dar noi zilnic transmitem frici, gânduri, emoții, vise. Deci noi transmitem de fapt tot între noi la un nivel subtil, dar nu ne pasă și chiar nu ne pasă de ceea ce dăm în exteriorul nostru, în realitate, dar și celor din jurul nostru. Lumea pare nesigură pentru că noi suntem nesiguri, dar vestea bună este că siguranța nu ne-o luăm din exterior așa cum credem. Mintea întotdeauna caută siguranța în exterior. Dacă totul în exterior e în siguranță, atunci și noi ne simțim în siguranță. Dar nu așa funcționează lucrurile. Siguranța nu vine din minte. Siguranța vine din interiorul nostru, din suflet, din ceea ce suntem cu adevărat. Și apoi o să vedeți că exteriorul se mulează. Întotdeauna felul în care ne simțim noi cu adevărat și ceea ce suntem se reflectă în exterior și modelează realitatea înconjurătoare. Ce putem face cel mai bine în acest caz este să începem să ne simțim în siguranță și să începem să ne simțim sănătoși și că merităm sănătate și că viața e sigură și frumoasă și că este așa cum ne-o dorim noi. Eu sunt sigură că în momentul în care noi am învățat individual ceva din această experiență, tot haosul se va opri ușor, ușor. Sunt sigură că asta este o lecție pentru noi, pentru fiecare, dar din care să nu ieșim răvășiți și să nu facem decât să propagăm frică și panică și panică, să vedem unde ne duce. Nu, este un moment să ne oprim și fix acest fapt că trebuie să stăm oarecum în casă, tocmai asta, să fim noi în interiorul nostru, avem timp să stăm cu noi, tocmai asta demonstrează că noi, la un nivel individual, putem schimba ceva și avem o responsabilitate prin acest lucru cu sinele. Și sunt sigură că în momentul în care noi o să ne învățăm lecția și o să hotărâm altceva, imediat o să se vadă și în exterior. Când se întâmplă ceva aparent negativ, reacția noastră trebuie să fie una pozitivă, dar trebuie să fie un pozitivism mult mai mare decât stimulul inițial. De aceea vă zic că hotărârea trebuie să fie una foarte fermă și foarte asumată și știți în interiorul vostru că aveți această putere. Acum, ca să înțelegeți din punct de vedere practic ce putem face. În primul rând, să ne simțim în siguranță, să ne simțim sănătoși, să simțim și să ne gândim la cei dragi ca fiind sănătoși și în siguranță. Să percepem lumea înconjurătoare ca oglinda interiorului nostru și ca sigură, frumoasă, prosperă. Înțelegeți această importanță a ceea ce punem noi în lume, din interior către exterior, mai ales în această perioadă. Dacă noi nu punem decât frică și nesiguranță și ne uităm, aoleo, ce se întâmplă și ne uităm în continuu la știri și iarăși, înțelegeți că nu facem decât să recreăm aceeași realitate, care se face așa ca un bulgăre, uitați, așa ca un bulgăre din ce în ce mai mare. Trezirea noastră și conștientizarea și asumarea puterii este cel mai important și cel mai de preț, cel mai de folos lucru pe care îl putem oferi lumii și realității în aceste momente. Ce mai putem face? Acum, în funcție de ceea ce credeți voi. Nu știu în ce fel de pregătire spirituală aveți sau în ce credeți sau ce religie aveți, nu contează, dar în ceea ce credeți voi, ajutați-vă de aceste elemente. De exemplu, puteți să spuneți Tatăl nostru, puteți să vizualizați cum întregul glob este înconjurat de lumină verde. Lumina verde care ține de Arhanghelul Rafael este energie pentru sănătate, energie vindecătoare. Puteți vizualiza cum întregul glob este cuprins de această energie. Dacă sunteți mai mult pe partea de yoga spre hinduism, o să vă las în descriere două mantre care sunt foarte folositoare. Prima mantra este Om Loka Samasta Bhavantu, care înseamnă ceva de genul toate persoanele, toate ființele din această lume sunt în siguranță și sănătoase. Chiar asta înseamnă.
Și mai este o mantră mai lungă pe care o să vă las la fel jos, deci puteți să le recitați. Adică acestea sunt lucruri practice pe care le putem face pentru ridicarea vibrației în această perioadă, atât vibrația noastră personală, cât și vibrația colectivă. Pentru că, din păcate, frica ne scade extrem de mult vibrația și nu aduce prea multe beneficii. Puteți să trimiteți iubire, să trimiteți iubire către persoanele dragi, către persoane necunoscute, către întreaga lume. Folosiți-vă de iubire. Iubirea este o energie care ridică foarte, foarte tare acest nivel spiritual și acest nivel vibrațional. Folosiți-vă de tot ceea ce simțiți, din această intenție pură a noastră de a ajuta, folosiți-vă de puterea voastră interioară, astfel încât să ajutăm cu adevărat tot ceea ce se întâmplă, întreaga situație în această perioadă. Și mai mult decât atât, folosiți-vă de acest timp pe care îl petreceți în casă într-un mod util pentru voi. Citiți, o să vă las în descriere link-urile cu videourile în care eu vă recomand cărțile ce mie mi-au schimbat viața, de cărți de dezvoltare personală. Citiți, scrieți, apucați-vă de hobby-ul ăla pe care îl vroiați. Meditați, meditația ajută extrem de mult în această perioadă pentru că în primul rând ne ridică vibrația, în al doilea rând ne scade nivelul stresului și în al treilea rând puteți folosi în meditație fie mantrele acelea, fie o rugăciune, fie acea vizualizare cu energia verde a lui Rafael, puteți folosi aceste tehnici în meditație astfel încât să schimbați ceva la nivel subtil pentru această situație globală. Eu cred că aceasta este o lecție extraordinară, din care unii vom ieși mai sus, mai pozitivi, cu mai mult chef de viață, cu planuri mărețe și alții vor ieși și mai înspăimântați și mai fricoși și mai cu o vibrație și mai joasă. E alegerea fiecăruia. Probabil chiar în această perioadă o să observați persoanele din jurul vostru care sunt foarte negativiste. Nu știu dacă aveți șanse să le scoateți de acolo. Uneori trebuie să-i lăsăm pe fiecare să își facă propriile alegeri, indiferent care ar fi acelea. Dar noi putem contribui la această stare colectivă, la această situație, la această criză colectivă, fiind calmi, fiind inteligenți, luând măsuri inteligente, fiind responsabili și aducând această perspectivă elevată, spirituală, mentală și emoțională. Așadar, în zilele ce urmează, acordați-vă timp, apucați-vă să scrieți într-un jurnal sau să citiți, bucurați-vă de acest timp cu voi și luați-o ca pe o pauză de la realitate, pentru că în acest moment realitatea nu e una tocmai plăcută. Retrăgeți-vă cumva toate simțurile din exterior și stați cu voi, închideți televizorul, meditați și puneți-vă pe o foaie planuri mărețe, vise, lucruri pe care vreți să le începeți atunci când totul revine la normal, ca atunci să avem și mai multă energie și mai mult entuziasm pentru viață și să fim și cu această lecție învățată, cu aceste noi hotărâri. Vă recomand din suflet să folosiți meditațiile mele de pe canal, mai ales a doua pentru ansietate. Este o meditație ghidată ce ia aceste hotărâri pentru sănătate, pentru bunăstare, atât a noastră individuală cât și a celor din jur. Și după ce aveți această perioadă de lucru cu sinele și de inspirație, o să vedeți că totul o să se întâmple într-un mod miraculos atunci când totul revine la normal. Folosiți această perioadă cu conștiință, fiți conștienți și faceți ceva pentru bine, nu stați doar și stați cu ochii în televizor la știri și propagând frică mai departe. Este o pauză de la realitate în care voi să luați noi hotărâri pentru viața voastră și pentru întregul glob. Și așa cum spune și Sadhguru, hai să abordăm această problemă cu grație. Eu vă doresc o viață magică!